apuci susul doi sfinții. Cât la atâta hodorojeală, imposibil să sară dinții. Atmosfera e plăcută și confort și viață bună. Drum în stil mai dodonez, zici că-s craterii pe lună. Numai la noi în țara asta așa ceva nu ai visat. Că în 10 ani de zile stoarnă un metru de asfalt. Dar cel mai interesant e că nu se observă nică. Până toarnă unul nou, cel vechi deja se strică. Marcajele lipsesc, de semne nici atâta. Vreți să spun de ce? Răspund simplu, e atâta. Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la ora adevărului. Am început în acest stil, așa, pe hip-hop moldovenesc, emisiunea din această seară, pentru a face așa un preambul la subiectele pe care le voi discuta cu invitatul meu pentru dumneavoastră aici. Aștept să intrați și dumneavoastră în dialog cu noi. Din păcate mi-am uitat telefonul acasă, așa că nu am așa un control la mesajele pe care mi le trimiteți, așa că îmi cer scuze de pe acum. Discutăm despre felul în care arată orașul și ce se lucrează în momentul de față. Târgu Jiu este un șantier, vom vedea dacă este de bine sau este de rău. Mai este doar un an până în campania electorală, iar orașul se transformă. Autoritatea municipală face efortul să schimbe lucrurile din mers. Acum depinde de dumneavoastră să ne spuneți dacă vă convine sau nu vă convine această situație. Discutăm evident și despre complexul energetic Oltenia și l-am aici alături de mine pe domnul Ion Răuț. Este fost director de resurse umane acolo în companie și a mai avut o funcție și o să ne spună dânsul despre ce este vorba. O să vedeți pe parcursul emisiunii de ce am preferat ca domnul Răuț să fie aici. Evident că de fiecare dată profit de ocazie să-l am la emisiunea de fiecare dată când dânsul vine de la Brașov înapoi acasă. Bună seara, domnule Răuț! Bună seara, mulțumesc pentru invitație, bună seara și telespectatorilor dumneavoastră. Cu drag! Domnule Răuț, ați văzut acest filmuleț, eu zic că este foarte interesant și arată într-un fel sau altul realitatea cotidiană din municipiul Târgu Jiu și în această seară când am venit spre emisiune se lucrează. Ăsta e un lucru bun. Eu zic că este un lucru bun, mai ales că se lucrează noaptea, că străzile sunt sparte, că vine un asfalt nou și așa mai departe. Cum ați văzut dumneavoastră venind de la Brașov, municipiul Târgu Jiu? Veniți cam la o lună, două acasă. Da. Vedeți transformări? Se vede ceva în orașul ăsta? Că se schimbă? În primul rând, v-am început emisiunea cu zâmbet, văzând cum a început. Și vreau să vă spun că întâmplarea face că n-am venit pe Râmnicu Vâlcea ca să abordez porțiunea asta de centru. Am venit pe Craiova și direct la Câlnic. Abia acum am luat... Deci acum ați văzut, practic, nu l-ați văzut când ați venit direct. Dar a fost foarte repede, în circa 10 minute, două secvențe. Prima dată de un pic de iritare, că asta e... Există un disconfort, să fim serioși. Disconfortul așa și după aceea, iată că se poate... aborda și din altă perspectivă și așa este. Sigur că toate aceste elemente de disconfort sunt în sensul ca mai târziu, după ce lucrările vor fi terminate, să ne aducă și confort. Un plus de confort plus și de străzi confort. Noi, cred că, în Târgu Jiu, sau cel puțin moderne. Asta cred că se dorește, să nu mai avem niciun disconfort la mers, adică să avem un fel de autostradă așa prin Târgu Jiu. Nu o să ne permită legea să circulăm cu prea mare viteză. E bine, asta se întâmplă și la Brașov, adică vedeți și acolo tot timpul schimbării, se mai schimbă o bordură, se mai schimbă o stradă, se modernizează, se sparge, se noiește. E o realitate, este o normalitate până la urmă. Sigur, pentru că e o dinamică și o evoluție, iar... poate că unii oameni la Târgu Jiu nu mi se pare că e o chestiune de viziune, ci mai degrabă de a rezolva problemele, pentru că începuse. Sesizați că de vreo 2 ani încoace Târgu Jiu se sufocă. Da, este un trafic infernal, se tot încearcă o variantă de sufocare a traficului rutier, dar toate metodele pe care le-am văzut până în momentul de față nu prea au dat rod. S-au tot schimbat străzile cu sens unic, s-au dublat sensurile și așa mai departe, dar na, locurile de parcare tot alea sunt, mașinile se înmulțesc, toți vrem confort, toți considerăm că plătim taxe și impozite și atunci normal că există și o presiune asupra autorității municipale la acest capitol. Acum depinde și de abordare și de, să zic, ce anume se vizează în timp vorbim. Vrem să facem străzi pentru
2024 sau nu an, știu, mă gândesc chiar la electoral de 4 ori, așa. Așa. Sau pentru 2030 și mai departe, v-aș da exemplu din chiar tinerețea mea, eram student la Academia Militară, pe o specializare care e legată foarte mult de transporturi, de circulație, deci asta scrie pe diploma mea, inginer, tancuri și automobile. Tancurile vin de acolo, din... Da, și automobilele erau alea, Dacia și... Da, nu, pentru că și armata are destul de multe automobile. Iată, o chestie de bucurie și chiar ne ținem toți colegii de la Academie, noi în jurul datei de 1 martie, pentru că ziua de 1 martie este ziua automobilistului militar. Noi nu știm altfel. Nu știam, da, uite, știu doar că pe 25 martie e ziua poliției, asta o știu, da, că e ziua lui mama. Și totdeauna mi s-a legat așa. Ne întâlnim în fiecare an, în preajma acestei zile, nu nimerim totdeauna pe 1 martie, pentru că vizăm de regulă weekend, să putem toți sau cât mai mult să fim prezenți. Dar revin la chestiunea legată de transporturi. În 1976 intram la Academia Militară. Deja în acea perioadă se discuta foarte mult despre metrou în București. Și erau și atunci voci care spuneau, dar nu vedeți că circulă o mașină la adică două ore. Mai erau metro și acele chestii care au venit un pic mai târziu cu sâmbăta cu soț sau în weekend cu soț. Se diminuase foarte mult traficul. Toată lumea nu vedea chestia asta. Acum eu întreb, da, că n-aveau viziune. O să vă spun și ceva tehnic imediat. Dar doar o întrebare aparent retorică. Acum bucureștenii ar trebui să se întrebe ce ar fi Bucureștiul fără metrou. Exact. Acum se fac noi linii de metrou și se lucrează pentru sigur, extinderea acum, acestora. Ar fi acum excelent s-a înțeles, să avem noi la Târgu Jiu, nu un metrou, dar niște linii de sigur, de asta vă spun eu tramvai, viziune. Deci, cum este în 1976 să vorbești despre metrou în București părea o chestie, hai că n-avem ce face cu bani. Exact, să mai aruncăm niște bani. Și acum vă spun ceva din specialitate. Cineva de specialitate a făcut niște calcule despre necesarul de transport din 10 în 10 ani și la un moment dat s-a ajuns la concluzia că transportul de suprafață în București ar fi necesitat un număr atât de mare de mijloace de suprafață, autobuze, troleibuze, tramvaie, încât viteza, și asta e scris, e inginerească treaba, cu cât mai multe mijloace sunt în trafic, cu atât viteza scade și tinde către zero într-un final. Adică vei avea, nu știu, la o oră de vârf câteva sute de mii de călători în București, vor fi necesare, împărțindu-i pe autobuze, la câteva mii de autobuze, zeci de mii de autobuze, care ce înseamnă? Toate străzile ocupate cu autobuze care stau pe loc. Că viteza tinde la zero. Corect. Ei, din aceste socoteli făcute de specialiști, s-a tras concluzia că trebuia metrou în București. Și a început cu destul de multe greutăți, chiar în perioada aia când eu eram la Academia Militară, comandantul șantierelor a ajuns un general, Constantinescu, un general de armată, întâmplarea nu de tancuri și automobile, ci aveam și noi specialiști și în construcții, nu mai vorbesc celelalte specialități militare, că de multe ori aviatorii, spre exemplu, ne mai luau peste picior că noi eram în vizorul lor, adică ei fiind sus, tancurile totdeauna sunt... Sunt ușor de văzut din avion. Ușor de văzut și, bineînțeles, și ușor de accidentat. Ei, acum vreau să le spun celor care nu știu că sunt tancuri care reușesc să se deplaseze în scurt timp, în câteva secunde, din poziția pe care și ele, fiind dotate cu aparatură, simt că vine racheta. Adică simt, calculează.
Revenim la povestea asta e circulația din Târgu Jiu. Ziceți că la București s-a rezolvat pentru acea vreme povestea cu metrou, acum din nou este circulația sufocantă în București. Acum se chinuie cu, spre exemplu, inelul, nu știu care mai este ăla și cu un pod la doamna Ghica la care lucrează de vreo 6 ani. Să știți că și Brașovul a trecut prin chestiunea asta pe undeva pe calea Griviței, un pod care s-a lucrat vreo 7 ani. Și în metoda românească așa de a lungi lucrurile. Da. Deci, dar cine are toate, o centură la care se lucrează de niște ani? Toate chestiunile astea sunt și bune, pozitive, că în final, uite, și podul ăla de la Brașov acum e funcțional, dar repet, și acolo sunt niște proiecte care înseamnă străzi noi, supra-traversări sau subtraversări noi, pentru că astea sunt soluțiile, să nu creadă cineva că se inventează gaura la macaroană acum și gata, eventual când o să fie mașinile astea electrice să ajungă să și zboare, știi, să avem și trafic aerian în Târgu Jiu și în România, poate atunci o să rezolvăm și această problemă a traficului. Târgu Jiu are și o situație aici în zona centrală care nu e neplăcută, dar așa a fost. Dacă s-ar schimba ceva, mie mi s-ar părea și că nu mai e Târgu Jiu, e altceva, pentru că, vedeți, se vine de pe Victoriei, se intră în sensul giratoriu pe care îl știm cu toții la intersecția asta și se deviază totul pe lângă parc. Nu, dacă n-ai lăsat pietonala, care o știe toată lumea, mă plimbam și eu când eram adolescent pe acolo, n-ar mai fi Târgu Jiu, ar fi altceva. Deci nu asta e soluția. Altele sunt soluțiile. Poate comparat cu Bucureștiu, devierea traficului din centru către altceva, avem și noi aici, uitați, centura asta devine și asta de poveste, ca alea despre care vă vorbeam. Deci, eu zic că se vor găsi. Nu, ceea ce se face acum, e bine că se face, dar nu este soluția lui 2030, este soluția lui 2024, așa cum probabil deci spuneați. Deci o soluție pentru scurt timp și atunci, după 2024, autoritatea trebuie să vină cu alte și alte soluții. Vreau să vă întreb în cazul acestui disconfort despre care vorbim noi, pe cine credeți că înjură șoferii? Lucrările sunt făcute de edilitara, până la urmă, știți cum, vi se pare că oamenii înjură edilitara sau înjură primarul până la urmă? Totdeauna în toate localitățile primarul. Deci primarul și le ia, da? Primarul și le ia când e faza de înjurături, dar tot primarul, când este totul gata, ar trebui să-și ia laurii, nu? Sigur. Păi, da, acum să știți că și ei când se apucă de lucrările astea, mai în preajma campaniilor și așa, vizează și lucrul ăla, adică și asumă înjurăturile, dar vizează pentru și că, adică strâng din dinți pentru că sunt conștienți că la momentul în care lucrările se vor termina, vor avea cu ce să iasă, să iasă în față. Eu sper să se termine cât mai repede, pentru că vin sărbătorile pascale și toată lumea o să alerge dintr-un loc în altul, cel puțin înainte de sărbători, pentru cumpărături și o să fie o nebunie în tot acest oraș și asta în doar 2 săptămâni. Dar vom vedea ce se întâmplă. Dacă tot am vorbit de primari și de faptul că trebuie să-și asume și laurii, dar și înjurăturile și criticele negative, cum vedeți jocul pe care îl face Marcel Romanescu în momentul de față? Este într-o poziție favorabilă, pare preferat de toată lumea, poate mai puțin de domnul Ion Iordache, care nu i-a asigurat o candidatură pentru 2024, este dorit de PSD și cred că și de alte partide politice, pleacă de pe o poziție de avantaj. Credeți că va face mișcarea și va pleca de la PNL pentru un PSD sau pentru, nu știu, ce altă variantă ar avea în momentul de față? Una care să-i asigure un succes, evident. Nu, așa cum ați și prezentat situația, deja jocul de glezne, cum se spune în fotbal, e destul de vizibil. Toată lumea încearcă să se poziționeze din toate punctele de vedere și ca grupare politică respectiv, știind unde există acele nuclee dure politice, pentru că vedeți să luăm pe oricare dintre ele, și PSD-ul și PNL-ul au
echipe politice puternice, sunt prezente cam în tot județul, cu organizații prin toate... Asta contează, până la urmă. Așa? Deci e un activ materială acolo. Știți? Și de resursă umană. Exact. Și având lucrurile astea, o persoană, candidat, chiar cum este exemplu nostru, pentru poziția de primar de Târgu Jiu, caută să-și maximizeze șansele, având în spate și echipa, nucleul ăsta. Pe de altă parte, din mintea tuturor primari, pentru că să știți că noi am născut, sau în România s-au născut primari vedete. Deci vor să fie vedete și uneori nici nu-i mai interesează sau în sfârșit ignoră echipa, își fac o mică gășculiță că se pun ei pe funcții dinainte de a fi primari, nici n-ar prea putea la mentalitățile astea românești, și atunci sigur că jocul ăsta, și dacă nu-l punem așa cum îl discutăm noi ca la televiziune, ca la televizor, în mentalul tuturor acolo există. Va ieși așa și noi trebuie să... Așa. Pe lângă astea, acum lucrurile se mai schimbă un pic. Observați cât de important e social media, cât... se schimbă multe lucruri și în comerț, și în industrie, și în toate... Adică și partidele trebuie să bată pasul, da, cu și eu acum, și cu tot ce... revenind la concret, eu simt că PSD-ul face un joc de genul ăsta, umblă de fapt cu sperietoarea în băț, dar ei lucrează aici la Gorj în mod serios la a ieși cu un candidat de tip modern. Deci există și spate, o mizerie politică pe care... Au în spate un candidat sau pregătesc în spate pregătesc o rezervă, ca să zicem așa. Pregătesc, adică lucrează... Știți că au avut o variantă elegantă, după părerea mea, la un moment dat, când l-au adus în politică pe domnul Rujan. Am înțeles că și dânsul va fi sondat, să pregătesc sondaje pentru municipiu săptămâna viitoare, din ce știu eu. Da, da, eu din intern de acolo am... informația că și dânsul face joc de gleznă, adică nu s-ar angaja. Pentru că asta nu, e lupta. Nu știu și eu. Eu chiar am vorbit cu domnia sa de... și spunea că nu se vede într-o postură de pe frontul, primar. Până la urmă și eu îl văd în postura de parlamentar. Mi se pare că îi se potrivește mult mai bine decât aceasta de primar. Da, știți foarte multe situații, știți și în astea situații în care primari, nu știu, cel de la Bustuchin, față de care eu am simpatie față de modul, dar el a scos mereu în evidență faptul că pe spatele lui nu știu cine a ieșit parlamentar. Și știți că a încercat și el odată. Da, n-a înțeles, da, da, n-a înțeles ce înseamnă să fii fruntaș în satul tău și la oraș să ajungi codaș. Că asta, din păcate. Asta a avut un număr mare de voturi ca și independent. Că dacă vorbim de domnul Ciocea, da, este că și domnul Ciocea face un joc politic acum, încercând o strategie de intrare. Și mie mi se pare că nu pe ușa din spate, ci chiar pe ușa din față la PSD. După toate conflictele care au existat și după toate vorbele care s-au împrăștiat așa și n-au fost unele frumoase în spațiu public, domnul Ciocea se întoarce pe ușa din față în PSD. Asta este un lucru și interesant. Și primarul de la Turcinești face și tot așa. Vine să cred. Deci nu vine să cred în condițiile în care, în condițiile în care PSD are un om de valoare acolo. Adică l-a promovat secretar de stat la MEAI, care ar putea să iasă și să candideze, să-l contracandideze pe domnul Modrea. Mai mult, se pare că domnul Modrea, pe care eu îl simpatizez și acum cred că oamenii nu-și mai amintesc, dar lucrurile astea au fost la fațadă. Eu am mers mult în teren cu domnul Modrea în alegerile locale, atunci când a ieșit Dian Popescu. Așa, și când noi de fapt nu l-am susținut, Modrea și-a depus chiar candidatura. Da, candidatul domnul Modrea și domnul Dian Popescu. Da, și eu, am fost în echipă în echipă. Pur și simplu domnul Modrea, având în vedere și anumite afinități politice ale noastre și cum simțeam lucrurile
după ce domnul Morega a lăsat așa, ne-a cam lăsat așa, fără orizont, că s-a retras. S-a retras după un succes, pentru că domnul Morega avusese o influență atunci când Tăriceanu a fost trecut cumva în altă parte. A fost, mi-aduc aminte. Adică domnul Morega, are luat decizii greșite sau la acel moment sau are flair politic cum n-au vreo 10 de pe aici din județ. Asta cu siguranță. Dar zic, uite, Dian Popescu a căzut în picioare. Dian Popescu a căzut în ceață. Pentru că o să-l vedem la alegerile viitoare. Ați văzut că este pe toate televiziunile centrale, alea mai mici așa, dar e acolo la centru, își dă cu părerea de la A la Z. Nu, ce-mi vine, bine, eu știu și că... Și face imagine pentru AUR, să fim serioși. Exact. Deci Dian Popescu încă joacă. Joacă pentru că asta i-a învățat jocul, să știți că și atunci la PNL el a jucat. Și a ieșit câștigător. Și a ieșit câștigător. Eu am avut o luptă. Mi-amintesc că era cel care a fost și ministru de interne. Zicea ceva de genul, excelență, vă rog să mergeți acolo, să vă înțelegeți. E loc pentru toată lumea. Și Diana a dat semnale că mai târziu mi-au spus colegii, foști colegi, că eu mi-am dat demisia atunci și zicea, băi, totuși n-avem ce să zicem ca purtător de cuvânt, ca răuz nu mai găsim. Adică, bă, recunoscut. A contat. Și, de fapt, ce să mai vorbim pe-a dreapta? Acolo trebuia să se joace așa, trebuia să iasă. I-au făcut și destură reclamă proastă lui Angheloiu, vezi, Doamne, că era foarte sau prea apropiat de PSD. Până la urmă chiar l-au trimis spre PSD. Păi de acolo a început lucrarea asta și... Cred că n-a făcut o mișcare greșită. Chiar dacă l-au scos din schemă, i-a fost mai bine alături de PSD, dacă e așa să o luăm și să socotim. Da, să știți că eu n-aș fi făcut poate așa, dar oricum înțeleg foarte bine de ce Radu a făcut așa și... Da, eu îl cunosc pe domnul Angheloiu din 2000, de când a candidat pentru primăria municipiului, dacă nu mă înșel, că știu că a fost candidatul PNL-ului la acea... Încă nu eram eu atunci acolo. La acea vreme, mi-aduc aminte... El este un liberal, el a fost un liberal ca, să vă mai dau un exemplu, ca mitică vulpe de la Câlnic și avea liberali. Printre cei care au rămas liberali, convinși în ultimele, cel puțin 20. Nu le va ieși altfel, indiferent ce vor face unii ca să îi atragă, pentru că e în fibra lor. E, cum ziceam eu când eram militar, o parte din sângele meu e cachi. Și așa și ei sunt... liberali convinși. Cred că domnul Vulpen spunea că a avut legitimația numărul 14 în PNL. În PNL sau ceva de genul. Asta, oricum... Uite, domnul Vulpe, că dacă tot ați deschis subiectul, a rămas alături de Iordache, s-a pliat pe schimbările care au survenit. Eu am văzut că a făcut și treaba acolo la Câlnic. Sigur, deci lucrurile merg spre bine. Lucru care nu l-a făcut, în schimb, domnul primar de la... Aici de se la vede... care se pare că va schimba registrul și va reveni, de fapt, la PNL, pentru că știm foarte bine, la PSD, pentru că știm foarte bine, el a ieșit primar pe alianța cu PSD-ul și, practic, a bătut palma cu PSD-ul, pentru că asta era politica la nivel național la acea vreme. Ei, vedeți, istoricul ăsta personal, acum mai aduce încă o grupă de argumente la ce vorbeam mai înainte despre posibilitățile astea de a trece dintr-o parte în alta și haideți, dacă luăm în analiză pe grila asta pe care vă propun, atunci o să vă dați seama că fiecare personaj poate să facă sau să nu facă. Uite, pe Mitică Vulpe eu nu-l văd trecând. Dintr-o barcă în alta. Da, revenind la Marcel, care am fost coleg de partid cu el, am fost chiar în echipa care l-a dus pentru prima dată în Parlamentul României, pentru prima și singura dată în Parlamentul României în 2004, sigur și într-o conjunctură favorabilă când Băsescu a început să învețe politică pe unii. Cu siguranță. Atunci domnul Manta a căzut victimă situației
și momentului respectiv, dar Marcel a câștigat și a câștigat și experiență. Dar el a fost și acolo și dincolo și liberal și mai puțin liberal și mai aproape de... A jucat mai bine. Deci ar putea să o facă, mai ales că acum a câștigat și experiență și știe să-mi bine lucrurile astea, încât să-și optimizeze, de fapt, să-și maximizeze șansele pentru a fi la primărie. Singurul lucru care nu mi-ar place mie, spre exemplu, pentru, și ar fi chiar rău pentru Târgu Jiu, în general, pentru România, dacă vreți, această cumetrie PSD-PNL în care ei au renunțat și unii și alții la valorile fundamentale politice, pentru că are, de exemplu, domnul Gorun o carte, se numește Stasiologie Politică, și cine vrea să știe cam de ce și cum se face politica, ar trebui să citească măcar cartea aia. Ele sunt multe și în lumea asta despre... Am eu una în limba franceză, se numește, e cu semnul întrebă, Parlez-vous politique? Adică, da. Deci sunt o mulțime de cărți. E, în momentul când, și cred că domnul Băsescu avea o chestie, zice, când nu înțelegi ce se întâmplă cu tine, întoarce-te la popor. Sau când ai tot felul, întoarce-te la popor. Știți că el folosea chestia asta și a reușit odată când a fost referendumul ăla. Că a fost, cât a fost de corect, de incorect, dar s-a salvat cu poporul. Cu toate că politic îl trimiseseră în decor. E, și cam același lucru e și cu politica în general. Atunci când apar aberații de astea, gen unire PSD cu PNL... Două partide cu doctrina diferită. Exact. Asta spun. Întoarceți-vă la cartea de politică. Întoarceți-vă la stasiologia politică, pentru că astăzi chiar vorbeam cu cineva, un prieten, și zicea, păi nu, că dacă vor face așa, clar vor... Pentru că știți care e frica cea mai mare a ambelor, partide mari, zic ele că sunt mari, se tem de un aur. Deci acum se tem foarte tare de un aur. Aur care... Crește. Crește pe fondul acestei nepotriviri între cele două partide. Ba chiar eu acum, știți, mai am, nu sunt de niciun fel admirator, cu toate că la un moment dat mi-aduc aminte că cineva zice, dar ce, tu ești adeptul lui Șoșoacă? Știu că ați avut-o într-o emisiune. Mi-a plăcut foarte mult. Da. Deși au fost mulți care au contestat că ce caută, că așa mai departe, asta... să știți că este o persoană foarte, foarte interesantă și chiar sclipește la anumite chestiuni. Nu bate, pună... să știți că nu bate. Cine pune problema asta că ce caută, na, mai știu, știți, că mai avem și noi prieteni, ce caută. Nu, dar chiar este ce o persoană caută. Interesantă, să știți. Da. Și mi se nu pare sunt și eu o adeptul, de eu mi-am declarat... că, și apoi, din 2010, eu nu mai fac politică, deci pot... Parlez-vous politică? Adică, da, pot să vorbesc politică, dar nu mai fac politică. Una e să vorbesc și alta e să fac. Dar, acum vreau să vă dau doar o temă de reflexie. Dacă divorțul Șoșoacă-Aur nu a fost chiar un divorț, sau, nu știu, că ați văzut că mai sunt. Cred că sunt doi actori care... Îi știm că s-au despărțit și s-au căsătorit de vreo 7 ori. Da, exact. E, luați pe scena politică chestia asta și vedeți dacă se așează Aur lângă Șoșoacă. Nu știu, cred că chiar trebuie să le tremure pantalonii. Dacă vorbiți cu ea, și am avut ocazia să vorbesc, nu mai vede cu ochii buni felul în care funcționează acum Aur. Dar totul este posibil. Știți? Nu mai vede, în politică nu trebuie să spui niciodată. Așa că poate fi într-adevăr această unire care este plauzibilă și care se potrivește. Nu-i văd unindu-se gen, nu-i văd pochetând cu chestii de astea
gen hai că să ne unim, să ne maximizăm șansele. Nu, ei cred fiecare în șansele proprii, lor, da. Da, în bucățica lor. Mizeria de care vă vorbeam eu e numai în capetele PSD și PNL, că ei dacă sunt așa, dar vă spun, vine această mizerie dintr-o teamă mare, gravă, da, gravă, da, viscerală, de aur și de ceea ce reprezintă, da, de ce s-ar putea întâmpla așa, pentru că nu știu, nu vreau să fac nici pronosticuri, dar nici nu exclud ca la un moment dat să fie pe podium aur PSD PNL ordinea. Dați-mi voie să vă spun că n-aș vedea-o acum, sau n-aș putea să spun, cum zic unii. E exclus, nu, e clar, dacă tot îl vrei să-l pui pe aur pe podium, pune-l pe locul 3 din prima. S-ar putea să nu fie chiar așa, s-ar putea să fie pe 2, hai să fim... Da. Și atunci ei gândesc, nu, deci asta este chiar încă o chestie care, probabil pe mine, care am și făcut politică și mai și vorbesc și mai și gândesc, despre politică, va fi iar un șir de alegeri la care îmi va fi greu să mă duc, dar în niciun caz n-aș vota cu Struțo Camila PSD-PNL. Grav. Schimbăm oarecum registrul de la politică și trecem spre complexul energetic Oltenia. S-a discutat enorm de mult în ultima perioadă despre CEO și asta pentru că veștile care ne-au venit de la București a fost una caldă, una rece, una cu legea privind pensionarea care a trecut urmarea sentinței în alte curți și cealaltă privind închiderea grupurilor 3 și 7 de la Turceni și de la Rovinari și a altor 4 cariere. Astea ne-a cam picat așa greu la stomac, pentru că tot am sperat că lucrurile se vor rezolva între timp, că nu se va ajunge la acest lucru și că grav este că termenele sunt foarte scurte. Grupurile se închid în vară, iar cele 4 cariere... Cele 4 cariere la sfârșitul acestui an. Foarte, foarte scurtă perioada, ce se va întâmpla cu oamenii, ce se va întâmpla cu ceea ce rămâne în spatele acestor cariere, ar fi mult de discutat. Ce vreau să vă întreb eu pe dumneavoastră este ceea ce a apărut acum în presă, așa, pe fondul ăsta de nemulțumiri, îngrijorare, teamă în rândul salariaților că ce se va întâmpla cu ei și poate de asta le este și teamă, pentru că sita cerne, toată lumea se întreabă cine mai rămâne în companie și ne va fi trimis acasă. La cele două cariere, Tismana și Pinoasa, s-ar fi făcut sesizări că în birourile șefilor din aceste unități, dar și a sindicatelor, s-ar fi montat aparatură de ascultare video-audio pentru a-i prinde pe oamenii ăștia că fac ce? Ce ar putea să fie? De ce și-ar dori cineva să știe ce fac șefii de la niște cariere care oricum sunt pe lista neagră a închiderii? Da, acum să știți că sunt foarte multe jocuri în CEO, lumea pare să se resemneze oarecum și eu o să intru un pic și în ideea că lucrurile vin așa, în modul neplăcut pentru salariați, dar sunt o mulțime de liniuțe de analiză. Spre exemplu, una e ce să mai le pese câtorva mii care au mai rămas, când nimeni n-a mișcat mare lucru, când erau 18.000, spre exemplu în 2012, exact, când eram eu director de resurse umane, și aici vorbesc în primul rând de sindicaliști, care nu sunt sindicaliști la CEO, sunt niște precupeți de locuri de muncă, deci ei le-au vândut pur și simplu, au vândut locurile de muncă ale colegilor lor pentru diverse facilități. Amintiți-vă perioadele astea, 2018, când anunți profit de nu știu cât și în același timp dai 1.000 de oameni afară, adică faci lucruri de optimizare economică, că sunt companii din lumea asta care dau afară în plin zbor, ca să zic așa, dar dau tocmai ca să se ușureze și pentru că au prins ideea sau au folosit tehnologie nouă, au folosit diverse chestiuni care îi scoate pe oameni. Uitați, o comparație
e, să zicem, între poșta clasică și mail, pe care îl folosim toți. Nu suntem poștași, dar suntem comunicatori și ne transmitem mesaje poate infinit mai eficient decât pe vremea poștei. Da. Și poate am fost eficient. Uite, vă dau un exemplu și în justiție. În justiție, în paralel, în lege, sunt prevăzute modalități de comunicare diverse. Dar se trimite prin poștă și prin poștă uneori nici nu ajunge comunicarea la împricinat. A fost cazul meu, a trebuit să reiau o procedură judiciară, sigur am putut să demonstrez că nu mi-a fost comunicată, dar ideea este, vedeți cum se suprapun. Și aici cu oamenii noștri, clar, de la 18.000 la undeva 7.000, cred că mai sunt, acum s-au dus 11.000, deci n-a mai rămas. Și noi am făcut o emisiune aici în care știți că se vorbea despre graficul ăsta în planul ăla trimis la Bruxelles. Dar acolo, dacă luăm lucrurile și poate ne și uităm la emisiunea aia, eu vă spun că vorbeam cu destul de multe argumente că vreo 4.000 vor fi în final cei care vor rămâne. Deci, și eu cred în această variantă. Da, după ce a venit chestiunea suntem, asta cu grupurile, da, cu carierele, nu suntem decât în, cum să vă spun, în trendul pe care, sau despre care noi discutam acum 4 ani. 4 sau 5 ani, adică 2000. Da, știți că erau așa de mulți comentatori în spațiu public care spuneau, panicați, nu este adevărat, suntem așa, suntem bine. Iar asta legat de, efectiv, ce trebuie făcut anul ăsta, nici asta nu e o surpriză și iar revin la oamenii din sindicate care au dormit pe salariile respective, pentru că prevederea asta era, de exemplu, alături de mult dezbătutul jalon legat de pensiile speciale, am vorbit că eu sunt militar și știu foarte bine și cum s-a tratat chestia asta, dar n-au dormit numai sindicaliștii de la CEO Oltenia, au dormit și aia de la poliție și de la armată, unul dogarul chiar Gorjean de-al nostru, de la Licurici, și el e istoric, vorbește bine, dar acționează foarte prost. Mâine ar trebui să fie la guvern adunarea tuturor militarilor. Mă aștept să-i huiduie civilii sau să se huiduie reciproc, pentru că au pierdut tempourile astea. E în PNRR și chestiunea cu pensiile militare, că au dezbătut tot felul de chestii periferice, gen dacă au contribuit sau nu au contribuit militarii, dacă ei sunt cu pensii speciale sau pensii de serviciu și tot felul de termeni de astea. Asta era important. Important era să știi că problema asta se va discuta pentru că e prinsă în PNRR și că de ea depinde, inclusiv închiderea celor două grupuri. Deci sunt trei jaloane. Unul e cu pensiile, unul e cu închiderea grupurilor și mai e încă unul, îmi scap acum să zic. Păi astea erau prinse într-un program. Și program asumat de cei care erau la guvernare. Acum toată lumea zice USR-ul. Normal că acum mai necalificați ca cei de la USR, n-am avut niciodată prin guvernări. Că ăștia la alții sunt șmecherași și ăia erau niște imberbi de ăștia care amestecau chiloții feminini cu ăia masculini. Cam asta e în capul lor așa în general. Cu toate că unii dintre ei sunt băieți școliți, au avut și un curent plecat de la Nicușor Dan legat de chestiunea asta civică care trebuie să pătrundă în sfera politică, dar din păcate i-ați văzut că de fapt Nicușor Dan n-a mai fost cu ei de multă vreme sau da, în sfârșit. Și nu face ceea ce s-a angajat să facă. Dar una peste alta este un program. Programul ăsta pe NNR-ul care e transmis și adoptat are aceste jaloane. Pe ce se joacă? Se joacă pe niște miliarde de euro care acum e practic decizia politică. Vrem să-i luăm? Facem treburile alea. Închidem grupurile, mișcăm pensiile militare. Nu vrem să-i luăm, îi lăsăm acolo și nu facem. Pentru că mai sunt atitudini prin mai multe țări europene să nu se așeze acolo. Dar
din câte am înțeles, ungurii au pierdut vreo 6 miliarde relativ recent pentru chestiuni de astea de atitudine. Deci asta e lămurită cu ce au dormit, acum n-au efectiv ce să mai facă. Păcatul mare este că vedeți cum a venit apa pe jiu, ca să zic așa, în favoarea cărbunarilor, acum, cu criza energetică, cu tot ce s-a întâmplat în lume, și ei nu pot să participe la piața de energie cu ceva. Nici n-ar fi în stare, că cred că am mai vorbit și în emisiunea trecută puțin despre faptul că nu se mai poate face energie, că prea mai e cărbune, adică exact, n-au pregătire exact pentru asta, se mai întâmplă și nenorocirile care se întâmplă și toată lumea încearcă să fugă. Spre exemplu, acum informația mea din CEO este că nou conducător nu știe foarte bine pe unde sunt carierele, așa că le va închide pe hârtie mult mai ușor pentru el. Sufletește. Probabil că asta s-a și dorit. Eu am înțeles că este foarte... Că până la urmă, luați și istoricul, știți că eu nu mai am o relație de amiciție cu domnul Ciurel, dar rețineți că a fost ultimul director gorjean. Adică degeaba lumea a încercat să-l mai asimileze și pe Burlan prin zona asta. Vezi, Doamne, că și el a lucrat. Burlan n-a fost un om de energie. El a fost... Pe partea de minerit. Partea de minerit și numai atâta. El a știut și a și revenit în fruntea știută. A fost așezat acolo pentru că a fost la confluența grupurilor de interese și l-a acceptat toată lumea. Iată, cum vorbeam de politică. I-a fost drag și poate și lui Iordache și lui... Da, cel pentru de că la este un PSD. Tip calm, este un da tip maleabil, a fost liniște cât a fost, a fost liniște, în companie, pentru că a știut ce să le ofere la toți. A fost liniștea dinaintea furtunii, pentru că, vă spun eu, mai descalificant ca și conducător de unitate decât să zmoară oamenii în serie, așa, iată, acum am mai aflat că electricianul Ars, așa, e un băiat pe care îl cunosc, nu-i asociam numele și când am aflat și eu știu că l-am în imagine, un băiat deosebit și cineva mi-a spus, dom'le, tocmai de aia s-a accidentat, că era un tip deosebit, adică mulți profitau ultimul de el. Ultimul accident de muncă, la asta vă referiți. Da, da, da. Și el zicea, da, către toți ne-a venit ăștia de șefi. Și pentru că am făcut paranteza foarte largă, vă dau exemplu. Pe vremea când eram eu director, tot tindea să ajungă în vârf un oarecare borugă. Știam despre el că este așezat cu Condescu, cu nu știu ce. Erau lucrăturile alea de mizerie de prin anii 2010-2012 atunci. N-a fost în timpurile alea într-o poziție vizibilă. Acum da, acum este pe undeva, pe la Tismana, cred, pe așa. Și bineînțeles că încep să se facă tot felul de jocuri, pentru că oamenii predispuși la jocuri nu știu foarte bine unde să acționeze tehnic, managerial și așa mai departe. Și ei știu o chestie, băi, trebuie să fiu bine cu sindicatele, trebuie să fiu bine cu cineva de prin politică, trebuie să fiu bine. Și ăsta uită. Așa. Și acum s-a ajuns până acolo încât să se bată firmele de pază, spre exemplu, în interiorul companiei și să genereze asemenea imagine, că până la urmă e vorba de imagine. Haideți să fim serioși, că ziceați că am fost în meseria asta. Nu se știe nimeni niciodată unde sunt niște microfoane decât în situații cum a fost cea lui Ciurel, că a venit ciobătărică după el și a găsit alea, că s-a grăbit să plece, știi? Altfel nu. Că nu le găsea. Altfel nu ar fi găsit. Dar da, se deci putea nu... faza asta cu, într-o perioadă cu microfonul la... A fost o perioadă sau a fost o perioadă dinainte de 89? Păi nu, astea sunt, cum să spun, un mijloc tehnic. E... Orică aș trimite la dumneavoastră pe cineva să vă tragă de limbă, ca să zic așa. Sau să vă pună un microfon. Sau să vă pună. Eu totdeauna când eram ofițer preferam această sursă,
mi s-a părut mai obiectivă decât oamenii, deși aveam experiență să văd și la oameni când sunt sau nu sunt. Da, m-am șocat, știți că v-am întrebat și pe dumneavoastră dacă am excelat, credibil. Am excelat în a face în dosarele mele, în a folosi tehnica, cu toate că atunci era rudimentară. Deci, erau mari riscuri ca să pui o tehnică, pentru că nu era, nu știu cum să vă zic eu, un niște chestii un foarte minuscule, un bol de în talpa pantofului. Erau niște chestii mari care da, se vedeau de la trebuia să vă schimb mobila pe aici ca să pot să vă bag un microfon. Și mai avem 5 minute. Da. Și în situația asta, sigur că se fac jocuri, dar chestiunile astea ca oamenii companiei să se bage în tot felul de și aici e chiar o chestie ar fi de râs, de gând, ar fi de plâns să constați că firmele de pază se asociază după tot felul de criterii ca cumva să pună mâna pe niște bani, după aceea se ceartă între ei și bineînțeles că au nevoie de niște oameni din CEO care să devină partizani pentru una. Asta s-a întâmplat în perioada mea când eu am refuzat partizanatele astea. Pentru că ei vreau să vină să împartă feliile de pază, de prin companii, de bani, de prin companie, dar să fiu și eu de față. Și eu zic, nu particip la așa ceva. La mine va fi licitație. Și licitația pe care am făcut-o cu criterii de competitivitate clare, au făcut să vină unii de la Reșița și să-i sufle în ciorbă lui Făget. Care eram prieten, eram apropiați. Dar ce să-i fac? Nu puteam să fac altceva decât să urmez legea. E, Ciurel a ales să mă dea afară din cauza asta, că n-am jucat pentru Gorj. Zice el că n-a jucat pentru Gorj. Păi eu nu jucam, jucam pentru CEO. Asta a fost. Și acum se joacă pentru Gorj, credeți? Unii dintre ei asta cred când își pun ei microfoane sau nu își pun, știi? Dar dau apar. Să știi că știu. Spre exemplu, aici chiar cred că ar interesa gorjenii să știe că întrucât acționasem de așa manieră încât Făget, fost șef de SRI, rămăsese pe din afară, cel care era polițistul șef al județului rămăsese pe din afară și pot să vă spun că s-a lucrat în cazul ăla cu procurori de la Înalta Curte de Casație și Justiție, de la parchetul de pe lângă Înalta Curte. Când a venit să salte 14 polițiști și să știți că și acum sunt reverberații ale acelor din 2014, ce vă spun eu, 2014-2015, pentru că sunt unii oameni din fosta mea echipă care sunt vizați și în momentul ăsta. Și fac jocuri și polițiștii, fac jocuri și toată lumea vrea să e involdul ăla, e gourile, loviturile. În loc să... acolo, în centru. Păi atenție. Nu, dar știu eu pe ăsta. Ăsta era cu răuț. Și dacă era cu răuț, înseamnă că a făcut și el. Ei habar n-au. Dacă... Omul respectiv a avut... Spre exemplu, polițiștii sub acoperire care i-au depistat și care le-au pus cu adevărat microfoane în mașinile poliției sau pe unde le-au pus, au plimbat niște basculante cu cărbune. Da, vă referiți la mafia cărbunelui. Exact, atunci, când știți că într-o noapte, care într-o noapte a venit și reținuți și cu așa. Ei, mare vâlvă. Toată treaba de atunci, tot așa se marca într-o nebuloasă de asta și venea câteodată Făget la Ciurel și îi spunea: o să fie o acțiune mare, o acțiune foarte mare. Nu știu despre ce e vorba, dar o să fie ceva mare. Ciurel venea și îmi spunea mie: dom'le, vedeți că cu foția de cărbune va fi ceva mare. Zic, probabil că va fi, că e mare. E mare hoția. Eu i-am făcut un raport lui Ciurel la vremea respectivă, pe care a zis: oulu, dar ăsta îl ducem și la Consiliul de Supraveghere, zice, pentru că nu numai în directorat, să știe lumea. I-am demonstrat că nu era furt. Pentru că eu, de exemplu, dacă, nu știu, vă iau broșa aceea că îmi place, v-am furat broșa, dar ăștia nu furau broșa, ăștia făceau industrie paralelă.
Asta făceau hoții de cărbune, adică ajungeau la un moment dat să vândă sute de mii de tone de cărbune. Adică să preia tot comerțul ăla care se făcea înainte de 89, când se făcea cu baze de aprovizionare, de prin județe. Dar seama că au fost tolerați și cât s-a uitat toată lumea în partea cealaltă până s-a format un post. Apropo de camere și de ce spuneți dumneavoastră. Da, asta spun salariații de la cele două. Se poate, dar eu, dar informația mea e că pe la Tismana, pe acolo, umblă niște câini cu camere în coadă și se bat interesele astea din zona firmelor de pază. Nu uitați că oamenii sunt foști colegi de-ai mei, adică deci știu despre ce... Care știu cu tehnica cum e treaba. Iar acum nu mai trebuie să știi atât de multe lucruri, că acum sunt tot felul de pixuri, tot felul de modalități încât... Interesant. Cert este că au apărut aceste informații treaba... și ceva există. Am înțeles că s-au făcut sesizări până sus. Vom vedea dacă cineva ne va spune oficial sau ne va confirma oficial această temere venită din partea salariaților, că sunt înregistrați, că sunt... filmați, că sunt au tot felul de aparatură care este montată în birourile șefilor și chiar ale sindicatelor. Cam asta era informația care venea din teren. Da, nu pot să vă confirm o asemenea informație, de aia v-am și prezentat lucrurile. Eu de asta v-am și întrebat, știind faptul că ați lucrat în domeniu și dacă se poate să se întâmple așa ceva și dacă trebuie vreo aprobare de undeva sau pur și simplu se folosește se poate că oamenii dețin asemenea instrumente, iar cei care își urmăresc și niște interese, ca să zic așa, pot să așeze pe undeva în momentul când simt că un șef, dar în niciun caz nu se va face pe linie ierarhică, adică nu o să vină cineva din conducerea ce o să pună microfoane la Tismana, deci, ca să vadă că e în jură. Poate să fie chestii de genul ăsta, că dacă una din firmele de pază prinde ideea că un șef joacă cu cealaltă și ei știu cum să o facă, foarte simplu pot să o facă, poate să pună ca să-și verifice spatele, ca să zic așa, și să vadă, băi, stai un pic că noi simțim că cineva ne împinge către margine și să vedem de ce se întâmplă și de ce se întâmplă în zona aia, de ce nu se întâmplă la Motru sau știți, chestii. Deci am înțeles. Interesele sunt cele care guvernează și oricum vin din zona privatului, nu din interiorul companiei. Cum că șefii de la Târgu Jiu ar fi interesați ca cineva, ce vorbesc salariați în spatele. Nici nu e o problemă atât de importantă, după părerea mea, încât să implice adică instituțiale statului. Acolo sunt niște mărunțișuri de astea în care se ceartă unii cu alții și vor să-și arate, vezi, Doamne, cât de puternici sunt unii față de alții. Vom vedea. Rămânem cu subiectul deschis. Mai pregătisem ceva pentru emisiunea din această seară, dar timpul aferent emisiei s-a finalizat. Vreau să vă pun urechea la încercare legat de cutremure. Am avut recent o emisiune cu un alt invitat și discutam despre faptul că persoane din zona Dobrița ridicaseră problema că ultimul cutremur care a avut loc în Gorj, cel de 4,8, ar fi fost oarecum influențat de o explozie făcută la cariera de piatră din zona Runcu. Acum aveam și niște dovezi video, dar rămâne pentru invitatul viitor. Oricum, vă mulțumesc mult, domnule Răuț, pentru prezență. Există tehnologii, dar vreau să vă spun că despre cutremure nu se duc de la suprafață spre interior, ci invers. Așa că cei care au dat-o cu cariera de piatră, nu. N-au șanse, nu o să spună, chiar dacă într-adevăr... Uite, vă mai dau unele, dacă și poate chiar vorbim. Cuiva care îi place să vorbească mult despre asemenea tehnologii, generalul Emil Străinu, care el a și... Îl căutați, la duceți într-o seară, e agreabil, nu dă din casă, că așa suntem noi, nu vorbim câte o săptămână, dar ce nu trebuie, nu spunem. Știu, cunosc. Așa?
Și cam asta. Dar nu, asta vă dau eu singur. Deci n-are cum să influențeze nu, o explozie, chiar dacă s-a pus mai multă dinamită decât de obicei, la o carieră de piatră, un cu tremur, în rafale după aceea, că au mai urmat și alte. Tremurile au cauzele acolo unde le au ei, într-adevăr, tehnologiile de acum și... Există și o denumire a celor care se ocupă de chestia asta. Putem vorbi odată, dar asta e emisiune specială. Specială, că nu vedeți, ne cutremurăm aproape în fiecare zi, așa că tot ceea ce se întâmplă cu noi în ultima lună pare special din acest punct de vedere. Mulțumesc, domnule Răuț, pentru prezența aici, pentru ceea ce ne-a spus. Totdeauna este o plăcere. Și eu zic că ați lansat destule semne de întrebare pentru cei care... Cred că lucrurile se întâmplă ca la carte și nu cu jocuri din astea subterane, nici măcar în politică, nici măcar într-o societate cum este complexul energetic Oltenia. Mulțumesc pentru prezență. Și eu vă mulțumesc pentru invitație.